Adică eu ți-am spus tot povestea, știi? Deci adică, ai avut accident și publica a dat greșit. Da, a dat greșit, adică pe mine repede m-o grăbit să mă urci în salvare. Am spus că nu am nevoie așa urgent salvare, că nu sunt cu sorul cu mâna, înțelegi? Uh-huh. De ce mă grăbești să mă urc în salvare, cine te grăbea? Oamenii din salvare, știi? Am și înțeles, da, și acolo de la public a venit o... Nu, dar știi că după accident nu prea îți dai seama și poate ei au crezut să verifice dacă nu ai fracturi, dacă nu ai comoții. Nu, dar au verificat dacă... acolo pe loc, faza că șoferul șalant care m-a pălit, adică au rămas singur acolo și vorbea că taximetriști, merg cu viteză, că nu știu ce acolo. Am înțeles și-o dat interviu la... Numai lui, la șoferul care m-a pălit. Dar eu n-am avut posibilitatea să vorbesc și eu cum s-a întâmplat chestia. Și ai fost la ei și ai cerut drept la replică. Și am fost acolo și le-am spus ce facem, ori facem alt video, ori îl ștergem pe ăla. Pentru că eu nu sunt de acord să circule pe internet așa video, că nu-mi place. Și văd că schimbări nu s-a, adică video este dar în continuare. Dar în ce consta greșeala? Că adică ai spus că ai greșeala? Mâna fracturată, dar nu era. Și au zis că erai că cu pasageră și n-aveam pasager. Plus și acolo a fost intitulată altfel informația. Că eu am un an și ceva de când lucrez în taximetrie și a zis că și acesta a justificat precum că el nu cunoaște orașul. Nu a fost că eu nu cunosc orașul în general. A fost la moment, eu am înțeles că la moment i-am întrebat, dar unde suntem? Dar ce? Că eu m-am învârtit de 3 ore așa. Da. Și adică o știre de 2 minute, dar total greșită, și adică eronată, să zicem. Dar oare așa, ce interes aveau? Cunoșteau cu acela sau au vrut să fie senzație? Nu știu, sincer nu știu, dar nu ți-o dat drept la replică? Da, ăla a avut drept la replică, a vorbit că toți taximetriștii merg cu viteză, el e vinovat, că el mergea cu viteză. Deci ce viteză poți să ai într-o intersecție cu un drum prioritate? Eu eram pe drumul fără prioritate. Și de aici reiese faptul că eu nu pot să am viteză pe strada Ierusalim în 10 metri. Ce viteză poți să ai? El venea dinspre Rășcanov ca spre centru. Deci el avea prioritate și el avea viteză. Și sigur avea mai mare de 60-70, pentru că vă dați seama. Poliția ce o stabilită? Poliția se face la moment, da, adică... Dar nu, sunt victime, nu-i grav. Nu sunt victime. Cel mai rău caz, cineva o să plătească o amendă. Da, cel mai rău caz, cineva o să plătească o amendă și o să aleagă cu niște funcții de penalizare. Da. În rest, nu pagă pe mare. Oricum te-a durut, ți-a stricat imaginea, dar ți-a dat numele, nu ți-a dat numele. Nu mi-a dat numele, dar sunt unele persoane care cunosc. Care mă cunosc. De exemplu, eu am fost în Anglia 9 luni și respectiv prietenii ăștia i-am pe Facebook. Și acum atâția ăștia văd că nu mă simt nicio bine, adică să apar fața ta și măcar să fie drept. Clar. Dar știi că ești o televiziune de minciuni și nu te-o surprins, nu? Nu, dar eu acum am aflat că toate sunt împreună, că știrea asta s-o dat și la canal. Da, dacă o filmat unul de-al lor, patru canalii le dau. Și primul, și al doilea, și al treilea, și al patrulea, care e publica. Și încă mai au câteva afiliate. Pare rău. Ești victimă. Nu-i mai tare.